Am revenit la săptămâna de business din această seară, alături de noi doamna Simona Dolniceanu. Am discutat foarte mult despre taxe, impozite locale, sigur că și în următoarea oră vom face același lucru. Ne-a spus că se pot plăti aceste taxe, impozite, amenzi și așa mai departe online. Dar vreau să vă întreb dacă se pot plăti și cu cardul, spre exemplu, la o bancă sau la o... Sigur că da. Nu la o bancă, ci la instituția noastră avem POS-urile acelea necesare, cum am spus și la infochioșcuri, se poate plăti cu cardul, dar prin bancă efectiv nu, pentru că asta ar însemna să predăm baza de date și este vorba de o bază de date confidențială. Deci încă nu putem, și eu mi-aș fi dorit foarte mult să facem cum fac societățile care încasează plata pentru utilități, gaz, lumină, să poți merge la bancomat și să faci acest lucru. Nu, deocamdată nu putem face acest lucru pentru că legea spune că impozitele și taxele locale se încasează numai prin instituții specializate. Deci încă nu putem face acest lucru. Și trebuie să aveți un contact direct cu cel care plătește, fără alți intermediari. Exact, exact. Bun. Haideți să vedem, pentru că au fost ai noștri colegi pe stradă, au stat de vorbă cu câțiva ploieșteni, să vedem care sunt părerile lor despre cum sunt taxele și impozitele locale aici în oraș și să vedem dacă ei sunt mulțumiți sau nu pe ce se cheltuie acești bani. Deci, vocea străzii. Mi se par taxele și impozitele locale din Ploiești? Mi se par destul de accesibile față de anul trecut. Ce ar trebui să facă primăria cu banii adunați? N-am înțeles. Ce ar trebui să facă primăria cu banii adunați din taxe și impozite? Ce ar trebui să facă? Sunt multe care ar trebui, multe care trebuie făcute, dar ceea ce fac ei nu e bine. Să nu mai dea la fotbaliști bani, că le-au dat la bani la fotbaliști și de-aia sunt toți la pușcărie la ora actuală. Și atunci care ar fi prioritățile? Prioritățile? Cred că ar fi învățământul prioritățile. Asta cred că e cea mai strigentă prioritate, e învățământul, că e sub orice critică. E, cum vi se par taxele și impozitele din Ploiești, locale? Ce alea? Taxele și impozitele locale din Ploiești. Păi până acum n-am văzut, n-am primit nimic, s-au mărit. Păi atunci da, e bine dacă nu s-au mărit, dar ce că o să mărească. Și atunci nu e bine. Ce ar trebui să facă cu banii strânși? A, bine, poate să fie folosiți gospodărește, unde trebuie, nu... Adică să fie investiți în ce? Păi ce este necesar cu priorități, să facă un plan de priorități, ce e necesar să... Dați-ne câteva exemple pe ce ar trebui să dea banii mai întâi. Știu eu, poate ceva dotări pe la piață, poate ceva de, mai sunt niște străzi de-astea de reparat. Încă nu m-am orientat, nu le-am, n-am început să le achit și nu știu pe anul ăsta nimic. Ce ar trebui să facă primăria cu banii colectați? Sunt destule de făcut în orașul ăsta, deocamdată. Care ar fi prioritățile? Știu eu, mijloace de transport, străzi. Sunt mari. La pensiile care le avem noi sunt foarte mari. De exemplu, eu locuiesc în Barera București la o garsonieră și plătesc în jurul la 100 de lei. Pentru mine, la pensia mea, este foarte mult. Când am sub 1000, sub 10 milioane, cum ar veni. Ce ar trebui să facă primăria cu banii colectați? Ar trebui să mai uite și la pensionari. Adică? Adică să plătim și noi așa la un preț care să ne convină și nouă, adică ca să putem să mai și supraviețuim. Așa ca investiții în oraș? Nu, în ultimul timp nu s-a făcut absolut deloc. Ce trebuie să se facă? Mai multă curățenie. Eu merg în fiecare zi pe jos, tot bulevardul. Este o mizerie. Le-am mărit taxele cu 50%, mă. La apartament. Le-am mărit cu 50%. Prea mult. Ce ar trebui să facă primăria cu banii ăștia adunați din taxe și impozite? Păi au făcut destule primăria. A făcut, nu.
Și nu ar mai trebui să facă nimic? Ajute pe sărmani ăștia, pe copii sărmani, pe amărâți ăștia, bătrâni. Așa, ca lucrări în oraș? Ce să facă în oraș? Investiții. Păi da, sunt făcute, mă, ce... Na. Și la vest acolo, eu stau la vest și acolo, sunt și acolo făcute. Sunt făcute lucrări bune peste tot. Am revenit la emisiune. Văd că v-ați notat și încă mai continuați să vă notați acolo câte ceva. Probabil ați făcut notări pe marginea răspunsurilor pe care ploieștenii le-au dat. Și am văzut că ați zâmbit foarte tare la majorarea aceea cu 50%. E adevărată sau nu? Știți de ce am zâmbit? Pentru că, cu tot respectul, deci nu vreau să se interpreteze altfel, o persoană a zis și că o să se mărească impozitele și taxele, alta a spus că s-au mărit cu 50% și alta că se dau scutiri numai celor care au venituri sub 1000 de lei, adică 10 milioane, cum a spus doamna. Niciuna din aceste afirmații nu este adevărată și nu pentru că oamenii aceia ar fi fost rău intenționați, dar pentru că este o zvonistică extraordinar de mare. Și se duce așa vorba de colo-colo și în loc să... rugămintea mea să vină oamenii la noi să întrebe. Deci să vină să întrebe. Eu zic că suntem cei mai avizați, nu pentru că am fi foarte deștepți sau pentru că am fi înzestrați cu niște puteri supranaturale. Dar noi asta facem. Noi asta facem și suntem singurii care putem răspunde exact la orice întrebare legată de impozite și taxe locale. Deci, și că o să se mărească, nu are când să se mai mărească, sunt stabilite impozitele pentru întreg anul 2016, nu se pot face măriri pentru în acest domeniu în timpul anului, decât dacă vine vreo hotărâre de guvern care ne impune acest lucru. Lucru care nu se va întâmpla, pentru că, virgulă, Consiliul Local a putut să aleagă o cotă de impozitare dintr-o marjă foarte largă. A ales pe cea minimă ca să nu îngreuneze ploieștean. S-au mărit cu 50%. Nici de cum. V-am explicat exact de unde, de unde poate veni acea mărire în una din cele trei situații pe care le-am expus mai devreme. După aceea, doamna a zis că a fost să plătească și că nu i s-a acordat scutire la plata impozitului pentru acea garsonieră pentru că n-avea venituri sub 1000 de lei. Hotărârea de Consiliu prevede clar acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele care au venit sub 650 de lei. Este în hotărârea de Consiliu, deci nu sub 1000 de lei, ci sub 650 de lei. Asta este suma aprobată de Consiliul Local. Și pentru a beneficia de această scutire, persoanele care au venit sub 650 de lei trebuie să mai îndeplinească încă o condiție și anume să aibă o suprafață locativă conform celei din legea locuinței, legea 114. Adică, vă dau două exemple, ce că, sincer nu le țin minte ca cifre chiar de la cap la coadă. Spre exemplu, pentru un apartament cu două camere, suprafața minimă de locuit e de 58 de metri pătrați. La un apartament de trei camere, de 81 de metri pătrați. Deci dacă vine cineva care vrea să obțină scutire, care are venit sub 650 de lei, dar are 150 de metri pătrați locuința pe care o deține, automat nu se încadrează pentru că este suprafața mult mai mare. Probabil că sunt puține cazurile acestea în care să ai un astfel sunt, de venit. Sunt. Nu multe, dar sunt. Dumneavoastră știu că în anii precedenți trimiteați către contribuabili acele scrisori din care le mulțumeați pentru faptul că au achitat până acum taxe și impozite. Se mai spune acolo și ce s-a făcut cu o parte din bani care au fost investițiile mari realizate și ce investiții sunt preconizate pentru anul în curs. Ați început să faceți acest lucru și în 2016? Sigur că da, ne-am și grăbit foarte tare pentru că am dorit să prindă oamenii, cei care o să discutăm, cei care au clădiri nerezidențiale sau care vor să beneficieze de scutiri în condițiile legii. Am vrut să prindă termenul de 31 martie ca să poată să-și facă toată documentația. Fapt pentru care, începând de lunea trecută, deja s-a început distribuția acestor înștiințări de plată în toate apartamentele și casele ploieștenilor. Ce cuprind aceste plicuri? Cuprind scrisoarea primarului și aici vreau să spun foarte clar că obligativitatea prin hotărâre de guvern este de a trimite scrisoarea primarului. Deci nu este vorba de o campanie electorală, cum s-a mai vehiculat în toți anii, sau de un cuvânt al primarului trimis, cum mai acuzau alte persoane, pe bani publici, deși nu trebuiau să facă. Nu. Hotărârea de guvern spune foarte clar.
La începutul fiecărui an, primarul trimite scrisoarea lui către ploieșteni. Scrisoarea este însoțită de înștiințarea de plată. Așa e legea, ad literam procedăm și noi. Deci, scrisoarea primarului, înștiințarea de plată, pe care o rog pe toți ploieștenii să o citească. Am pus acolo foarte multe informații, tocmai ca să înțeleagă exact despre ce este vorba. Și mai mult de atât, am anexat o foaie față verso în care sunt noutățile codului fiscal. Dacă nu mă înșel, sunt cam 13 sau 14 puncte. Le aflat pe cele principale, pe cele siguranță. Principale și care îi privesc efectiv în mod direct. Și rugăminte să le citească. Și dacă sunt nelămuriri, îi așteptăm cu tot dragul să clarificăm situațiile. Bun. Vreau să vedem și declarația săptămânii, după care ne întoarcem la emisiune și vom discuta despre tot ceea ce înseamnă clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Perfect. Declarația săptămânii. Am văzut în declarația săptămânii care vor fi sectoarele vedetă preconizate pentru acest an, dar și faptul că această molimă, dacă putem să-i spunem așa, insolvenței societăților comerciale, pentru că de persoane fizice nu putem vorbi deocamdată, așa, face iată ravagii, nu numai în principal printre agenții economici, cei care sunt de bună credință, care rămân, dacă putem spune așa, neacademic, cu buza umflată, pentru că până ajung ei să se înscrie la masa credală și să mai obțină câte ceva de pe urma unei insolvențe care de multe ori se mai transformă și în faliment, e un drum destul de lung și este foarte riscant. Este foarte greu și este foarte greu numai pentru societățile comerciale, este foarte greu și pentru noi, instituțiile publice. Trebuie să ne recuperăm banii, este vorba de societăți foarte mari, societăți care brusc își intră în această stare de insolvență. Legea spune foarte clar că nu ai voie să aplici măsuri de executare silită în această perioadă. Ce să vă spun, există planuri de reorganizare făcute, nerespectate. Suntem în situația în care cerem intrarea în faliment pentru anumite societăți care nu vor să achite cu niciun chip datoriile către bugetul local. Deci dumneavoastră ca instituție nu puteți face mare lucru din punctul ăsta de vedere. Nu putem face nimic, pentru că decizia o ia judecătorul SID, deci noi nu prea avem altceva de făcut decât să urmărim și să țipăm după ajutor în momentul în care vedem că nu se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple. La momentul ăsta făceam o socoteală cu colegii mei, sunt 384 de societăți active aflate în insolvență și generatoare de foarte, foarte mari restanțe. Nu ne puteți spune și cât este cuantumul lor? Nu, chiar nu știu care este cuantumul, dar este, exact, este o sumă foarte mare. Haideți să revenim, pentru că am făcut această mică paranteză generată de declarația săptămânii, să revenim la clădirile rezidențiale și nerezidențiale. Ce noutăți aduce codul fiscal de la 1 ianuarie, codul de procedură fiscală? Ce trebuie să știe ploieșteanul? Noutatea rezidă în însăși definiție. Deci până acum definiția nu a existat de rezidențial și nerezidențial. Era clădire și atât. Clădire și atât. Se presupunea că toată lumea locuiește sau acolo sau chiar dacă era o activitate economică, fiind persoană fizică deținătoarea respectivului imobil, nu se impozita separat. Acum, rezidențial ce înseamnă? Înseamnă locul în care, sau clădirea în care se locuiește. Clădirea care folosește efectiv la locuit. Contribuabilii ploieșteni trebuie să înțeleagă că în momentul în care dețin o astfel de locuință, da, și acolo de cât se locuiește, nu trebuie să vină să declare absolut nimic la noi, totul este ca în anii trecuți, nu au niciun fel de obligație. E, în momentul în care imobilul este dat sau folosința lui este dată către o societate comercială, persoană fizică autorizată, fie în integralitatea lui a spațiului, fie pentru o părticică, atunci intervine și noțiunea de nerezidențial. Ce înseamnă nerezidențial? Înseamnă orice spațiu în care se desfășoară o activitate economică.
Aici vreau să mă întreb, se desfășoară efectiv sau figurează ca un sediu social, spre asta exemplu? Asta vreau să vă spun. Ce înseamnă activitate economică? Normele metodologice de aplicare a codului fiscal spun foarte clar ce înseamnă. Înseamnă orice activitate de prestări servicii, comerț, producție, deci cea care generează în mod direct banii, da? Aducătoare de acei de profit, de bani, dar și activitățile conexe. Deci activitatea administrativă. Asta ce înseamnă? Că și dacă ai o bucățică de cameră în care ai un laptop și faci o activitate de ofertare, deci nu este aceea unde primești banii imediat. Deci ofertare, o prospectare a pieții, o arhivare a documentelor, o înregistrare a corespondenței, tot ce înseamnă activitatea administrativă duce la impozitare în mod nerezidențial. Aici lumea trebuie să înțeleagă foarte clar acest lucru. Ce posibilități există? În momentul în care, de fapt pentru ambele variante, și mixt, acolo unde avem rezidențial, nerezidențial și în totalitate nerezidențial, oamenii trebuie să-și facă un raport de evaluare. Da? Intră frumos pe site-ul ANEVAR. ANEVAR înseamnă Asociația Națională a Evaluatorilor din România. Acolo vor găsi o listă cu evaluatorii autorizați să facă astfel de rapoarte. Contactează unul din evaluatori, se face un raport de evaluare și cota de impozitare este de 0,2%. De asemenea, tot minim prevăzut de lege, 0,2% din valoarea prevăzută în acel raport de evaluare. Până când trebuie făcută această cerere? Până la 31 martie. Deci în momentul în care se depășește data de 31 martie, deci legea spune clar, se depun până la 31 martie. De la 1 aprilie nu mai primim niciun fel de raport de evaluare. Din discuțiile purtate cu evaluatorii, nici ei nu vor mai face rapoarte de evaluare. Deci se pune stop acestei activități pentru anul 2016 și taxarea, impozitarea, se va face cu cota de 2%. Adică, în condiții din rezidențiale, din oficiu. Adică, dacă o persoană rezidențială are cota de 0,1%, gândiți-vă ce înseamnă 2%, de 20 de ori mai mult. Da? Dar nu este o chestie venită așa brusc asupra oamenilor și uite ce ni s-a întâmplat. Nu. Există 3 luni de zile în care se poate face acel raport de evaluare fără niciun fel de problemă. Este o chestiune foarte delicată. Referitor la acest raport de evaluare, țin să amintesc faptul că reprezentanții populației în Consiliul Local, respectiv consilierii locali, au făcut un memoriu către Ministerul de Finanțe și către organele îndreptățite, inclusiv către domnul prim-ministru, prin care solicită schimbarea codului fiscal sub acest aspect. Adică, dumnealor spun așa, eu nu pot să, ca și autoritate locală, să trimit o persoană să-și facă un raport de evaluare, da? Să plătească pentru acel raport de evaluare și eu să iau impozit. Deci ăsta este punctul de vedere al Consiliului Local, că se încalcă drepturile omului și libertățile cetățenești și au făcut un memoriu către Guvernul României pentru a modifica acest punct din codul fiscal. Acest lucru a fost făcut public și pe televiziuni și prin toate mijloacele posibile. Suntem foarte curioși să vedem când se va primi și răspunsul și care va fi acesta. Până atunci avem un nou telefon. Alo? Da. Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți, doamnă? Eu am cu mare interes ceea ce se... pentru stabilirea taxelor și impozitelor. Dacă nu mă înșel, îmi cer scuze, acum vreo câteva săptămâni, o doamnă a apărut pe e-post și a spus în felul următor, taxele și impozitele nu se măresc pe 2016. Surpriză! Când m-am dus să-mi plătesc impozitul, impozitele deja erau mărite. Care este nedumerirea mea? Când s-a spus adevărul? Doamnă, l-am spus în ambele dăți și atunci și acum. Eu nu știu de când ați deschis dumneavoastră televizorul în seara asta. Ați urmărit de la început? Poftiți? Mai târziu l-am deschis. Dacă ați fi deschis de la început, nu știu, să reiau problema aceasta? Foarte pe scurt. Ca să... Bun. Deci eu am explicat foarte clar. Nu a fost vorba de mărirea efectivă. Spre exemplu, în cazul terenurilor și a impozitului auto, impozitele au rămas cifră de cifră ca anul trecut, deci nu s-a modificat absolut nimic. În cazul clădirilor, Consiliul Local a menținut cota de impozitare ca anul trecut, nu a majorat absolut nimic.
Sunt trei motive pentru care puteți găsi impozitul majorat un pic față de anul trecut. 1. Este vorba de faptul că acum se plătește impozit la terenul de sub construcție, lucru pe care anul trecut nu-l făceați. 2. Dacă în actul de proprietate aveți înscrisă suprafața utilă și nu cea construită, atunci coeficientul de transformare din suprafață utilă în construită este în loc de 1,2 cât era anul trecut, 1,4, stabilit de lege, nu de autoritatea locală. Și 3. Norma de impozitare, adică o cifră care se folosește în formula de calcul a impozitului, guvernul a stabilit-o de la 935 cât era anul trecut la 1000 începând cu 1 ianuarie 2016. Deci am vrut, special am făcut aceste calcule ca să înțeleagă toată lumea că autoritatea locală nu a majorat, deci nu a făcut nimic să majoreze aceste impozite și taxe. Este vorba de ce documente aveți dumneavoastră și de, și de acel teren de subconstrucție care e impozitat tot urmare a codului fiscal, nu a hotărârii Consiliului Local. Doamnă, mulțumesc mult pentru informație. Pentru terenul de sublux am înțeles, dar în ceea ce spuneți dumneavoastră nu prea am înțeles. N-am înțeles pentru că nu sunt cunoscătoare acestei legi. Mai devreme am detaliat și formula de calcul. Dacă dumneavoastră vreți, vă aștept la mine la birou și vă promit că cu pixul amândouă pe hârtie vă calculez și vedeți exact dacă e o mărire de unde provine. E bine așa? Eu vă mulțumesc mult, îmi cer scuze. Și eu vă mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Sufletul meu și pentru... ca să nu mai fiu în dubiu. Am înțeles. Ce se spune la televizor. Mulțumesc și eu vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim pentru telefon și o seară bună. Numai bine. Numai bine. Am terminat cu clădirile rezidențiale și nerezidențiale? Da, deci încă o dată. Așa. Ce voiam să mai spun, că pe lângă persoanele fizice autorizate și societăți care trebuie să aducă de la Registrul Comerțului un certificat constatator extins, în formă extinsă, unde se scrie clar că acel sediu e sediu social sau profesional după caz și că nu se desfășoară nicio activitate acolo, deci nici măcar administrativă, deci oamenii trebuie să vină cu acest certificat. În cazul în care tot nu la 31 obțin, martie. Exact. În cazul în care nu-l obțin, atunci trebuie să vină cu raportul de evaluare pentru a calcula în condiții nerezidențiale. Cine mai este încadrat ca și activitate economică și automat impozitat ca activitate nerezidențială este vorba de profesiile liberale. Deci mare atenție. Medici, meditatorii, avocați, meditatorii, profesori, traducătorii, toată lumea care are o profesie liberală și care, vedeți dumneavoastră, sunt oameni care plătesc impozit pe venit, deci sunt activi. Nu pot spune că nu desfășoară nicio activitate acolo din moment ce ei sunt activi. Păi unde își fac hârtiile acelea? Eu știu că poate la un moment dat este frustrant, dar eu încerc să explic că legea definește foarte clar aceste lucruri, iar noi nu putem să facem altceva decât să le luăm ca atare. Și n-aș vrea să ne întâlnim cu situația în care la 1 aprilie să trimitem din oficiu calcul cu 2% cotă de impozitare în condiții rezidențiale, adică de 20 de ori mai mult. Sperăm să nu fie niciun astfel de caz, dacă se poate, la Ploiești. Și eu sper. Mai luăm un telefon. Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Alo! Alo! Dați televizorul puțin mai încet. Bună seara! Bună seara, mă auziți? Eu vă aud foarte bine. Bun. Doamna, zice-o să mă iei impozitul pentru persoane. Zice, cel puțin noi care stăm la apartamentele de bloc. Nu înțeleg. Tocmai ce a explicat doamna puțin mai devreme, de unde provin aceste majorări. Păi anul trecut nu era aceeași veste care aici acum? Nu era același lucru. Apartament. Stimate domn, nu erau aceleași... Păi, mi-ați pus o întrebare, pot să vă răspund la ea? Deci nu erau, este a treia oară când repet în emisiunea asta. Nu era același lucru. Nu se impozita terenul de subconstrucție 1. Norma de impozitare era 935 stabilite până lege, acum e 1000 stabilite până lege. Coeficientul de transformare din suprafață utilă în construită era 1,2, acum este 1,4.
Nu sunt foarte multe cazurile în care în contractele de vânzare-cumpărare este înscrisă suprafața utilă, dar sunt astfel de cazuri și acolo unde sunt, se mulțește cu 1,4. Da, domnule, dar vorbim despre mulți care sunt în contribuabili și stau la apartamente, da? Suprafața utilă, suprafața construită, nu vorbim despre vile, dar chiar ce este mulți ani. Să schimbă anul viitor, s-a putea să schimbe legea, nu? Dacă se schimbă legea, trebuie să o aplicăm. Mai bine, în fața blocului, pentru că sunt... Stimate domn, noi nu facem altceva decât să aplicăm legea. Da. Dumneavoastră, eu n-am poziție de unde sunteți dumneavoastră, la taxe și poziție de unde sunteți. Pentru că sunt... nu o prezintă pe televizor. Sunt un funcționar, da, sunt un funcționar care încasează impozite și taxe locale. Ah, ok, ok, mă înțeles. Da. Bun, și statul Ploiești, ce face cu aceste impozite încasate? Asta vom vedea într-o emisiune viitoare, când probabil că va veni cineva de la autoritatea. Deci nu este, treaba mea să spun acest lucru, dar totuși eu îndrăznesc să vă spun că faptul că sunt... Poftiți? Suntem ploieșteni toți și tocmai asta încerc să vă spun, că eu cred că momentul în care vă uitați pe stradă, că aveți... că se fac asfaltări, în momentul în care vedeți că funcționează spitale în modul în care funcționează, în momentul în care avem iluminat public, în momentul în care avem un învățământ, în momentul în care sunt lucruri care... Eu cred că banii aceia trebuie să fiți... Stimate domn, stau foarte mult pe stradă și întâmplător, stimate domn, eu vă spun că spitalele... Realitatea este că spitalele care aparțin de primăria municipiului Ploiești, respectiv Spitalul Schuller Municipal și Spitalul de Pediatrie, sunt două spitale cu care ne mândrim. Ați mai avut ocazia să vă mulțumesc foarte mult ieri. Pentru... Inclusiv ieri. Nu, vă duceți acum la ora aceasta și vedeți cam cum e pediatrie. Haideți să mergem împreună, vă rog frumos. Am înțeles, nu puteți să răspundeți. Ba da. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. Trebuie să luăm o pauză de publicitate. Iată, am depășit puțin timpul și ne reîntoarcem imediat la emisiune.